super. Ați forțați ca de obicei. Maestre, onoare. Sarmale, poale în brâu și gogoși avem astăzi. Doamna cu care v-ați întâlnit, Andreea, cu pomana porcului, s-a gândit, stelele s-au aliniat, că m-a întrebat Alina la trecută, dar unde e doamna Birică? Uite că a venit aici, doamnelor și domnilor. Avem un concurs de gogoși. Doamne, ajută! Hai să trecem! Eu o să merg cu Rita la o pomana porcului acum în weekend. Da. Rita chiar se gândește să facă ceva de dragobete, mai ales că mai sunt două zile. Da, așa până e. La dragobete și astăzi e vestita zi 22.02.2022. Da. Deci 20. Dar știi că există o localitate unde de Revelion s-a pus 2002, adică 2202. Adică deja Star Trek e copil blând pe lângă. Băi, mai ia și știau aici, știau și ai noștri din satul ăla. O să ne povestească Alin și de evenimente frumoase. Până atunci, hai să vedem câteva fotografii din vitrina de produse. Tocmai acum am evadat de la un astfel de un shooting cu Aleha Toncea, prietena noastră, și cu Ciprian Strugariu. Vin direct de pe între o casă futuristă, așa, încă în lucru, și a ieșit foarte mișto. Avem câteva, au fost o perioadă interesantă pentru poze, pentru imagine publice. Aici Antonia. Avem pe Antonia. E foarte curajoasă. Mie mi se pare de nediscutat. E mai degrabă un tip de fotografie de asumat. Hai să vedem și pe ecran. Fotografia... Mi se pare foarte bine. Am văzut exact despre ce e vorba. Fotografia de la shooting-ul de după filmările videoclipului sau ceva de genul. Știu că s-a ocupat Cristina Crăciun de styling-ul Antoniei. Cristina e un foarte bun stylist. Exact. Antonia, în schimb, se vede și o prinde foarte bine, de fapt, make-up-ul și hair-ul aici. Bine, are ca o... și concept făcut. Are o perucă interesantă, dar asumarea a tricoului pisică în contrapunct cu orice mi se pare chiar un curaj. Blugii sunt un pic exagerați, dar normal. Foarte interesantă acea, nu știu, un gen de tunică sau ce. E foarte bine. Foarte jacheta bine, este tot. Foarte interesantă, da. Și încălțările sunt cele mai tot de remarcat din ținuta Antoniei de această dată. Mie îmi place și bluzonul ăsta. Seamănă cu un bluzon Armani. Bluza și încălțările cu sunt pene, cele mai speciale. Iar și foarte cool. Tocmai s-a terminat London Fashion Week. Așa? Și chiar azi. Mâine începe Milano Fashion Week și unul dintre elementele iconice ale sezonului 2022-2023 sunt exact tipul ăsta de tunică. E un cu pene dintr-un material mixat, piele cu tricotaj. Cred că mai avem niște pene azi în program. Da, dar sunt, au fost o întreagă nebunie cu penele și sezonul ce a trecut și sezonul care urmează. Da, uite, astea deci sunt penele vor fi în continuare în mare pe sezonul viitor, da. Da. Și exact tipul ăsta de pene franjuri, dacă ne uităm, sunt foarte subțiri și foarte, foarte lungi. Aha, foarte frumos. Nu simți ca o pană în sensul lată și... Prieten, arată... Iar pisica e chiar haioasă, se potrivește foarte bine cu față. E foarte haioasă, e cute față. Așa, îi se potrivește Anton. Și total bizar, da, zici că e ea coborâtă în lumină. Mergem mai departe, următoarea ținută, ia să vedem ce avem noi aici. Loredana asta, Groza, asta de la un eveniment pare... la Dubai, la cererea colegului nostru, Alin Gălățescu, care a fost efectiv marcat de această... Nu puteam rata acest moment să nu discutăm. Cu săgețile alea jupuite, așa. Așa, mi se pare emblematică. Săracul de el, vă dați seama la dimensiunea, la, să care o pulpă de aia care are vreo 20 de kg cel puțin, dar se vede o fața lui trauma și sunt bărbat, trebuie să rezist, sunt cu dita mai, dar cum o ține cu degețelul și că bea șampanie din pulpa ei, iar ea sărăcuța... Adrian aici se joacă. Da, e un joc, e clar. Altele discuții. E clar un joc, dar săracul e traumatic ca într-o traumă absolută, traumatizat puternic. Iar ea este hiperdiva, așa. E bine îmbrăcată, deci nu vorbim de îmbrăcat, ci de compoziție, care este... Am mai văzut ce era foarte haios, e că am mai făcut una cu broșa ei de 2 metri. Fix la fel. Am văzut niște combinații de-astea foarte haioase între ăla care are broșa de 2 metri. Da, mă, la noi e discutat cu băiatul, cu Nic Cașiaru, da. Că îi ține pulpanul, care e o femeie matură, nu știu ce. Ține, e amplu. Și ăsta
micul care ține pulpița așa să nu o atingă cu degețelul mic. Deci mie ceva aici pare... nu-ți place, dar nu știu ce nu-ți place, drag. Nu-mi place. Mă distrează la nebunie poza. Da, să spun ceva? Poză voi sunteți de vină că nu înțelegeți că Loredana este în perfect echilibru. Să vedem un TikTok cu Loredana. Hai, o să-i proporția de aici dacă ne uităm unde... Deci, domnul Adi... Unde este Adrian? Se nimerește cu nasul exact unde trebuie. Dar e regulamentar. Da, 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 da. Uit, nu ating. Da, 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 da. Adrian e este exact correct. Privirea lui se lovește exact. Se scufundă, de... da, mai se scufundă, da? Voi nu înțelegeți că vreau că da, Loredana, se vezi pe Loredana tot acolo în Emirate. Ia să vedem niște imagini, da? Ia, dați-i drum. Are multe, a fost abundent acolo, pic, a fost inspirată. Uite-o pe Loredana, se place. Loredana e aici? Da. N-am recunoscut-o din pozițiile astea. Deci ea arată că e în echilibru, nu știu cum să spun. E spectaculoasă imaginea, da? Remarcabil. Și nici nu pare la fel de ea masivă face, pe cât pare cu ăla micu. Și să faci chestia asta nu e chiar o chestie easy. Deci, dar ea, Loredana, eu știu, v-am spus. Bine, Loredana când, este divină, când muzical, am, nu vorbim despre ea. Îmbrăcam când eram la Dumarex Fashion. Și când am fondat casa, ea a fost una dintre primele cliente mari, da, și de suflet ale noastre. Și e o tipă fabuloasă. De atunci era practicantă de yoga. Dar acum e într-o efuziune, vezi, se arată. Da, explozie chiar, da. Adică da. Cred că, nu știu ce vrea să decompenseze, ce vrea să ne arate, de fapt. Sau nu. Dar are zeci de poze, zeci de... Dar iată că aici respect. Ne arată toate exact detaliile funcționale. Ea pe arătat detalii în ultima vreme, e clar. Da? În urmă câteva ediții, care arată impecabil, indiferent, adică exceptând uneori stylingurile care sunt... Da, styling-urile mai nefericite. Uneori, da, exagerate, dar, sau... Dar, ce să zic, ea dacă pare corpolent, așa, aici arată că asta e zic, într-o formă foarte bună. Acolo părea abundent, așa, aici arată că e impecabilă. Da, ca și, nu știu, Anca Țurcașiu, apropo de Anca Țurcașiu, care e la fel... Mergem mai departe, deci, așa, Loredana a redus la tăcere... Luați de aici, ca să zic, aceasta este poziția, luați de aici. Da, mergem mai departe, Elena Gheorghe. Da, e un total look cu, mă rog, din primeu peste tot de șarpe, da, exotic, doar că este puțin tumaci. Adică nu se mai poartă de foarte mult timp să asortăm întotdeauna cizma cu geanta. Este exclus și greșit, mai ales în combinație cu un trench în același ton. Asta dacă nu ne uităm la ce au prezentat cei de la Londra chiar acum două zile. Și anume a fost un show Richard Quinn, unul dintre marile revelații ale Londrei. Care așa era? Și care a fost obsesiv, exact așa. Adică doar avea chiar și Helanca aia cam un gri sau un cenușiu. Deci ca este să... too much sau nu e too much? Nu, mie mi se pare... Bine, este too much, apropo de uzanțele aflate în circulație, dar din punct de vedere al trendurilor e foarte 2022-2023. Na, poftim. Da, deci, mă rog, la noi e o variantă autohtonă, bine, să zicem așa, care se vrea a fi ca... ce spui, da, tu, Alin, și mai degrabă eu aș fi optat pe un trench, pentru un trench negru cu ținuta aceasta. Sau, mă rog, aș fi ținut decât cizmele și aș fi jonglat puțin cu poate geanta, cu geanta sau cu... Scapi. Da. Dar mie mi se pare jacheta. Dar poate că sunt și sub influența noilor show-uri, dar îmi place cum arată. Bun. Părerile sunt împărțite, mergem mai departe. După Elena vine Ioana Grama. Mai avea puțin și dacă o ridica cu un milimetru mai sus, era graf. Era graf. Se vedea tot gramul. Benefic populației masculine. Dar e fixat exact milimetru, a vorba ta. Păi exact, dar, e milimetric totul acolo, Alin. Bine, deci dacă cum se e? Mișcă și cumva... Și poziția și raportul cu hipersimetria din jur, ea arată spectacular. Dar? Am o rezervă la jocul bluzelor raportat la sâni. Și exact, și decolteul și lungimea fustei. Adică ori mergi într-o parte și pui accent pe zona corpului. Mă, sau... nu spunem că fata nu-i frumoasă, mă. E noi vorbim despre cum e îmbrăcată. Iarăși, aceste tipologii de decupaje în pătrat transferat, așa, deci nu e drept, e un pic romb, e iarăși una dintre obsesiile Londrei. Adică, auzi, noi fără să știm, că n-avem să știe, că poza probabil mai mult decât de acum 3 zile, da,
a nimerit pe niște elemente care s-au potrivit foarte bine. Deci, în ultima perioadă au tot făcut designerii jocuri cu aceste asimetrii, da, și decupaje în zona bustului, da, și a devenit o obsesie, da, și o arhicopiere la nivel... e deja generalizat. Exact, internațional cât și la noi, și atunci trebuie să schimbăm puțin ca să nu fim precum asta, ca să fie un pic cricotat. Și apropo, știi că noi de mult discutam că n-ar trebui să folosim un anumit termen de poliția modei. Nu e bine, există și chiar... Nu, asta cu poliția modei oricum a început să folosească prea multă lume. Am făcut doar în teaser, nu mai, promitem să nu mai facem. Dar arat, e o poză foarte reușită. Din punct de vedere al hipersimetrizării astea. Picioarele poziția sunt splendide, mâinii, într-adevăr. Picioarele poziția frumoase. Mâinii, parcă e cam desfăcută treaba. Da, puțin exagerată și nu pare a fi un editorial, ci o fotografie făcută probabil undeva pentru o postare pe social media. Mie jocul ăla sunt poate am o rezervă. La sânii sunt pic amar pentru... E foarte important și cum faci cât un tatuaj de ăla, că nu se potrivește acum dacă vrei să fii doamnă, e complicat, nu? Bine, cel mai urât sunt tatuajele aia care apar pe gât sau pe... Se vezi, aici e acolo, acum nu mai poți să porți orice, știi, dacă ai un tatuaj de genul ăsta. Cam așa, da, și l-a pus acolo și a asumat că poartă orice. Probabil. La sânie a... Merge mai departe. Îți spui așadar, sânii ăștia ca să ți-l decupezi. O fi în trend, n-a cu pene, dacă ați dorit, Lidia Buble. Da, ținută cu pene, e foarte clean. Ultra pare o fi o fotografie de editorial, dintr-o revistă. Da, după la noi, cum e lumina pe spate, e lumina de studio. Arată impecabil, și Lidia, prea... și îmi place foarte mult. Ultra cu afiură, prelucrată. Da, cu afiură, make-up, rochia care este în mega tendințe, da, și accesorizarea. E bine, explicați-mi și mie ce are ea în picioare. Nu știu. Vă rog să vă uitați. Ceva cu o platformă ascunsă, din mie ce am observat. S-ar putea să fie rochia care e trecută peste o platformă. Meu. Și eu m-am întrebat, pare... Păi nu știu, nu e nimic, nu se vede nimic. Pare niște ciubote, niște, dacă ar fi ciubote sau bocanci, da, dacă ca primiții. Poartă la așa rochie ciubote? La înălțimea pantofului în față pare că o platformă ascunsă, exact ce spuneam eu. Dar... Andreea, se poartă așa ceva? Ce se poartă? Nu-mi dau seama. Se poartă platformele. Dar la rochia asta? Nu se vede. E un styling aici. Cristi e un styling și când faci un styling pentru... Mie mi se pare că nu vedem bine pantoful ca să putem să purtăm. Poți puțin merge în diferite extreme sau poți puțin merge faci... într-o zonă în care nu trebuie să fie neapărat înțeles. Întotdeauna când îți faci un styling, ai și o deviație de la firesc, altfel nu e intervenția ta creativă. Dar nu se vede, adică eu nu pot să-mi dau cu părerea despre ceva care nu văd. E o platformă, e impecabilă, dar n-ar trebui altfel e un pic cam manieristă dacă e după mine. Dacă vrei să mergi într-o zonă elegantă, în concordanță cu coafiura și make-up-ul, pui un toc. Asta mi se pare și mie, deci pare o chestie de gală, dar încălțările sunt în alt film. Da, încălțările... Pentru că e vorba de editorial. Eu cred că a vrut să fie, să obțină înălțime. Păi are înălțime, nene, că fata e înaltă. De aia și mai trebuia? Măi, are 1,70, nu știu. Nu știu, mie mi se pare înaltă de felul. E înăltuță, mă rog, da. Bine, nu comparăm cu Andreea, care e cea mai înaltă. N-are rost. Da, mulțumesc, 1,85 cu stocuri, deși e greu să... 1,90 lei. Deci, nu ne punem cu tine, stai liniștit. E bine, e bine, acolo nu se vede. Dar bine, mie mi se pare puțin cam manierist. Adică este mult prea conservativă alirea, dar se și vrea așa, după poziția capului, după cum e așezat acolo fiecare firișor de păr. Acum depinde și de temă. Poate că are, nu știu, Marle Gatsby, exact, sau are o chestie de genul ăsta și atunci își are logica interne. N-am văzut tot editorialul, să-mi dau seama exact în ce zona s-a vrut să se merge, dar e spectaculoasă. Mă avem, mă rămânem cu Andreea și cu Alin, dar... Prietena noastră. Doamna, o să avem imediat pe Margherita, dar nu acum o analizăm. Vreți să o analizăm? Hai să o analizăm acum pe Margherita. Dar ce bine e pusă în context asta, adică e pusă fix unde trebuie, adică nici un milimetru neacoperit. Din păcate. Băi, adică, nu am ce să zic, nu știu. E, ieșiți așa din casă. E traumă, adică este traumă. Dar ea are un magazin totuși, e care milimetru. Vrea să spună ceva, ea spunea că este în admirația, de fapt mama e Viorica, spunea lui Cardi B și alte domnișoare și doamne din America care sunt stridente într-o anumită măsură. Poate autohton și la nu noi. Știu, nu ea e stridentă de ferentare, așa, crea, adică nu exact. E o strident. Cu ferestrele astea care arată să totul în pe dedesubt, o bretea îi stă aproape de sân, o bretea s-a dus în pomodeană, sânii sunt exagerat de expuși, chiloții care îți ridicați, pantalonii care se văd și ei, dar se văd un pic, machiajul exagerat, buzele prea mari, sprâncenele prea groase, inelele alea pe mâini zici că are bube pe degete. Este un dezastru absolut. Adică, e grav. Părul care e vopsit în 15.000 de feluri.
să... Este grav, da, din păcate, de această dată. Și strălucitoare, ca să fie oricât paieta... Oricât aș încerca să găsesc o parte bună a ținutei, poate nu am... Poate cizma, dacă ne sofocă. Deci e un manifest? E un manifest deferentat. American... Nu, n-are nicio dramă. Săracea, sunt ridicol, dar sunt ridicol într-un mod creativ. Aici nu e nimic creativ, deci sunt un dezastru. Aici nu e creativ. Dacă ar fi încercat ce o bustieră poate mai plină, cu cupa mai plină, să-i acopere și mai mult zona de sus. Alea care sunt ridicate și până nu, sus. Eu nu dau seama dacă și... acea centură este parte din, din salopetă sau este care pur și simplu atașat. Care pantaloni? Mă rog, pare o să... Păi, în momentul în care faci, pornești cu ceva în partea de sus eu, care duce către gât, este considerată o formă a salopetei. Dar nu dau seama. E o strofocare. Care așa nu doamnelor sunt toate și domnilor, mai bine ne cântă doamna Birică să vorbim de gogoși mai bine. Doamnelor și domnilor, tot cercul se închide, gogoși, muzică, ceva frumos. Ce mai face Alin? A fost dans la început, a fost de un toată. Un mix foarte interesant. Doamnelor astăzi. Și domnilor, a venit e adevărat Parisul că... alături de noi, a fost bine. Nu? Da, mai avem câteva ținute. Vreau să spun dacă noutăți? Da, aștept acum, mai avem câteva campanii, încercăm să facem un film de tango, al doilea film de tango, cu Jezebel și cu Natalia Vasiliev, care a reintrat în... în zona de fashion și pregătim intens cele două mari evenimente, Soare de la Mod dedicat lui Thierry Mugler și Gala Van Premier de la Muzeul Țăranului Român. Pregătirile sunt în toi, lucrurile merg foarte bine. Da, Andreea, hai să mai vedem, mai avem câteva ținute. Aici o avem pe Oana Lis. Ideea este următoarea, să fii corpolent nu este o rușine. Întrebarea e cu ce culoare te îmbraci, nu? Celebra poză în toaletă. Nu? Da, da, e propoza. Despre asta e vorba în primul rând. Eu am tot făcut mișto de domnițe. De ce când îți faci poza te uiți la tine în telefon? Și de ce nu te uiți către public? Pentru că te vezi mai bine, Alin. Că nu e sigură că ești tu. Nu e sigură că ești tu. Uită-te la aia. Le fac și mișto când modelele pe care lucrez. Zic eu, te uiți în telefonul și... Cum e? Toaleta foarte nasoală. Oana foarte haioasă. Chiar am citit multe în ultima perioadă, că a fost ziua lui Lis. Și toată lumea făcea glume cu el. Are 79, ceva, e abundent. Și cum, o tânără... Da, e psiholog, acum are deja... Mie mi se pare o tipă foarte asumată. E haioasă aici și în zona ei, adică acum ne-am obișnuit să o vedem. Nici plusuri, nici minusuri, adică e și exact așa cum... roșu ca roșu, da, așa pun niște pantaloni decenți în care nu iese niciun... Deci azi e mai bine. Mie mi se pare una dintre cele mai bune poze. Dar cu toaleta roșu, am uzat-o pe Andreea, hai că poate mai avem puțin. Toaleta. Da, hai să vedem. Și Oana... O variantă cipa penelor, că vorbeam de pene, dacă ne uităm de jos până sus la ultimul detaliu, nu. Din cap până în picioare, nu, se vede... Exact în oglindă cu... Efectiv, cum o cheamă? De la material... Oana, nu? Oana, zic bine, da? Oana, de la croi, la, mă rog, mixul și pantalonii elementelor cu pene jos, și a texturilor. Blazerul cu pene, da, uite cum arată penele, adică sunt prea abundente, prea mari. Avem și variantă mai 10 secunde a penelor și cam așa arată. Deci așa, nu dacă tot încerc să fii de gală, nu lua cu așa. Pantofeștea de curvet cu leopardul băgat în talpă și cu materiale foarte cheap deasupra. Las-o. Combinația nu e tocmai cea mai potrivită. Mulțumim foarte mult, Andreea. Mulțumim și noi ne vedem pe chestii mai dure, fără gogoși. Fără gogoși nu se poate. Mai avem și mâine concurs.